Ne aflăm în proximitatea șantierului care va edifica viitorul centru de tineret al orașului Teiuș, centru multifuncțional, așa cum spuneam de fiecare dată, cu adresabilitate atât celor tineri cât și celor mai puțin tineri. Ca stadiu fizic de realizare depășim 78% către 80%, încet, încet, după cum se vede și după cum pot vedea toți cei care străbat DN1 de la Iud la Alba sau de la Alba la Iud, pot să-și dea seama că la noi la Teiuș, în scurt timp, vom avea un centru important, o construcție importantă și impozantă, cu un rol funcțional deosebit pentru toți locuitorii orașului nostru și nu numai. Trag speranța ca în scurt timp, chiar dacă lucrările au trebuit să mai fie întinse puțin, așa este în construcție și niciodată nu poți să-ți iei termenele suficiente ca să poți să te încadrezi în ceea ce ți-ai propus. În scurt timp, asta presupune undeva în jur de 2 luni de zile acest centru să fie funcțional, să putem să-l trecem la procedura de autorizare, în așa fel încât să ne putem cu toții bucura de el, de ceea ce este la Teiuș, într-o zonă deosebită și cu o funcționalitate deosebită, care să ne permite să ne petrecem în mod plăcut timpul liber, tinerii, dar și cei mai puțin tineri din orașul nostru și nu numai, așa cum spuneam de fiecare dată.